Cum ar putea fi răsplătit un tânăr exuberant, foarte implicat în munca și totodată pasiunea lui, plin de energie și dorința de a face cunoscută lumii întregi munca artiștilor? Simplu, printr-un premiu și prin recunoașterea de către specialiști în artă. Timp de 2 ani a muncit intens, a venit cu idei de organizare, a implicat peste 100 de artiști și voluntari iubitori ai culturii. Scopul, crearea magiei, a formelor și a culorilor pentru a stimula ochiul trecătorilor și spectatorilor, dar și pentru a înfrumuseța sufletul. Graficiana Ilina Schileru, originară din Gorj, absolventă a Facultății de Arte Plastice din București, a primit retroactiv premiul Vasile Drăguț pentru curatoriat de artă, pentru activitatea ei din 2011 și 2013, când a organizat e-bienale în cadrul festivalului George Enescu. În anul 2012, secția de critică a Uniunii Artiștilor Plastici din România, la împlinirea a 25 de ani de posteritate a personalității de seamă a culturii românești, Vasile Drăguț, istoric și critic de artă, rector, ctitor de instituții culturale și patrimoniale, a instituit un premiu pentru tinerii curatori de artă. Fundația Pictor George Ștefănescu Râmnic, prin generozitatea fiului, arhitectul Radu Ștefănescu, a sponsorizat decernarea premiului Vasile Drăguț, care are rolul de a susține și de a impulsiona câte un tânăr curator de artă. Anul acesta a avut șansa de a câștiga premiul o tânără graficiană, Ilina Schileru, datorită organizării a 2 ediții de Bienală Internațională de Artă Contemporană din cadrul Festivalului și Concursului Internațional George Enescu, deschisă artiștilor și curatorilor, intitulată e-Bienale. Eu am făcut grafică și la liceu și la facultate, deci sunt gravor. Dar ca toți colegii mei, facem grafică pe computer. Dar n-am vrut să fac doar asta, am vrut să facem ceva pentru generația noastră. Mi-am dat seama că acest interval între 22 de ani și 32, de când am ieșit din facultate, un deceniu după, este crucial în activitate, dacă vrem să rămânem, cum se spune, pe piață. Și atunci ne-am gândit ce putem face. Nu erau galerii, nu erau foarte multe galerii când am terminat o facultate în piața asta. Apoi au apărut și a fost un moment foarte prielnic pentru noi să ne facem remarcați. Și împreună cu Roxana Gipescu, care nu este alături de mine, dar în mare măsură îi se datorează și ei succesul pentru ei bienale, ce puține bienale 2. Am făcut acest efort, este un efort supraomenesc, am angrenat peste 100 de oameni în timpul festivalului Enescu, care au lucrat absolut voluntar să facem un circuit de 7 galerii în care s-au expus cel puțin 80 de artiști. Ne-au sunat artiști din străinătate, fiind atrași de felul în care am prezentat pe internet imaginea acestei bienale și au venit, le-am spus, nu avem bani, dar avem posibilitatea de afirmare și au venit pe banii lor. E-Bienale are ca scop promovarea artiștilor tineri și studenților din universitățile de artă. Au fost expuse proiecte de artă urbană, intervenții în spațiul verde, sculptură urbană, pictură, grafică, foto și video. La prima ediție din 2011, precum și la cea de a doua din 2013, au participat artiști din România, Elveția, Germania și Mexic. Lucrările au fost expuse la Sala Palatului și în piața festivalului. Printre cei 80 de artiști participanți de la fiecare ediție a e-Bienalei se numără Timon Botez, norvegian de origine română, arhitectul și designerul Vlad Tenu din Marea Britanie, Liviu Ungureanu, Bogdan Mureșanu, Anda Pușca și mulți alți artiști emergenți. Curatorii care s-au implicat în organizarea e-Bienalelor din cei 2 ani au fost Ilina Schileru, Roxana Gibescu, Daniel Geamu, Mihai Zgondoiu, Raluca Băloiu și Marius Stănăsescu. Mulțumesc și colegilor mei care nu sunt aici, dar cărora le voi transmite și se vor bucura foarte mult celor din e-Bienale și mulțumesc și Festivalul Enescu pentru că de la ei am învățat foarte multe lucruri. Sper să mergem mai departe și să mai auziți de noi. Mulțumesc foarte mult!